Mergem frumos aici. Luăm ăsta. Îl punem aici. Să nu cadă frumos. Salutare, prieteni și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Eu sunt Al și astăzi o să încercăm să ne facem o colibă. Eu mă uit la Tiber și Cornel. Dacă știți, o să vă las link-ul în descriere. Dacă nu știți, sunt foarte tari. Eu m-am inspirat de la ei și astăzi o să fac și eu. Și scuzați-mă că nu am mai postat, dar n-am avut idei absolut deloc. Și în această serie, de acum o să încep eu singur, dar în această serie o să mai fac încă cu un prieten, cu Edi. Ah, e mizeria asta aici, trebuie să o iau. Bun, și aici am văzut că e niște polistirene și aici, și o să o iau. Și nu știu ce fac cu ea, dar o să fac eu ceva cu ea. Hai să vedem ce uneltă ne luăm. Mickey! Deschidem frumos ușa. Stai acolo. Bicicleta care are pană. Și un ciocan. Ăsta e bun, îl punem aici. Cuie. Am și cuie, dar nu sunt aici. Și cine mai trebuie? Bandă, nu știu dacă ne trebuie, vedem noi. Asta e bun. Da, ăsta ne trebuiască și ăsta. Și deocamdată atâta. Atâta pentru că am și toporul. Și se închide ușa asta. Le punem jos. Și unde-i cuiul? Că nu văd bine. Aha. Era sub nasul meu. Uite așa. Ce faci, Mickey? Și nu știu unde să o fac. Și uitați, acesta este un nuc, un nuc. Acesta o să crească foarte mare și o să vreau să fac și o căsuță în copac. Și nu știu unde să facem căsuță. Cred că o să o fac fix aici, în partea asta. Mai întâi curățăm și după aia încerc să o fac. Hai să-i dăm drumul la curățenie. Mai întâi ne punem și astea aici. Asta, nu știu, cred că o să ne trebuiască la ceva, dar nu știu la ce. Este un băț. Hai să găsim un trepied acum. Un trepied, pentru că trepiedul meu s-a spart. Yay! Aici, uite, cam așa trebuie să stea. Hai că stă, perfect. Dar mie că să nu cadă. Gata, e perfect. Și, da, sunt în papuci. Asta e. Tocmai am găsit un clește acolo. Ah, gata, știu. Știu. Eu l-am lăsat aici. Îl lăsăm acolo pentru că toate o să ne trebuiască. De fapt, am muncă, sigur.
aici. Polistirena asta o să lăsăm aici. N-o mai scoatem aici. O lăsăm direct aici. Și acum trebuie să aduc o mătură. Să dăm cu mătura. Uite, am o mătură aici. Gata, așa. Am găsit frumos mătura și dăm. Să se ducă ăsta aici. E rumeguș, nu știu ce. Deocamdată în acest video o să pregătesc doar locul pentru căsuță. Nu o să o fac în acest episod. Nu o să încep să o fac pentru că... Stați un pic să vă arăt. Eu o să trebuiască să merg cu toporul în curtea asta să iau de aici lemne și sunt câini. Uitați câinele ăsta, îl vedeți? Uitați, mai e unul și aici. Nu știu dacă se vede, stați așa. Unde e? Uitați ăla albul de acolo. Vedeți? Și trebuie să iau copaci de aici. O să tai copaci cu acel topor. Și uite, cred că o să-l tai pe ăsta cel mai mare, dar nu știu cum o să-l iau. Sau le luăm pe astea mai mici și le aruncăm peste gard direct. Da. Hai să punem înapoi ăsta și hai să măturăm. Stați că nu focalizează. Stai că focalizează piatra asta. Uitați așa. Iarăși vă spun scuzați, dar e foarte mult vânt, dacă nu se aude bine. Nu știu dacă se aude pe videoclip, o să vedem după aia, dar este foarte, foarte mult vânt. Uite, dăm aici în partea asta. Și o să vă las link-ul în descriere de la canalul YouTube. Au făcut, frate, și o sobă într-o căsuță din copac. Deci, sunt foarte, foarte tari. O să vedeți voi să intrați, să vă abonați la ei. Mai dăm puțin astea de aici. Perfect. Și nu știu ce o să fac acum. O să vedem cum pot să iau niște crengi de astea măcar. Pleacă de aici. Vedeți, e vântul foarte puternic. O să văd cum pot să iau niște crengi de aici, mă urc acolo sus. Și o să încerc să tai și arunc aici înapoi și o să încerc să fac. Uitați, avem aici și scânduri, trebuie să le curățăm. O să încerc să tai câteva de alea ca să astupăm căsuța după aia. Hai să vedem cum ne urcăm. Luăm frumos ăsta de aici. Îl punem aici. Și acum trebuie să ne urcăm. O să opresc camera când o să mă urc pentru că nu pot cu telefonul în mână. Wow. Stai că poate cad acum.
ce este? Aolo, să mă murdăresc! Ia-uzi cocoșii! Nu să ai mai cocoșii ăștia. Eu n-am cocoș. Ce este? În fine, nu știu. Uitați, aici, nu știu de ce, dar am avut eu nu știu ce și am spart copacul ăsta cu ciocanul. Uite, hai să luăm toporul de aici. O să vedem ce pot să sparg. Cam ăsta, așa. Da, să văd cum pun camera. Cred că se vede, stai așa. Am putut să filmez până acum, pentru că era foarte greu și cu telefonul în mână. Dar uitați, am spart cam așa până acum. Uitați, cam așa am spart până acum și am mai spart și crengile alea. Uitați, stați așa. Uitați, am spart și aia și alea pe acolo. Le-am spart, uitați, le-am spart de aici, de aici. Și era și una, uitați, de aici. Bun, punem, oprim și încercăm să spargem asta de tot. Mai avem foarte puțin. Ia uitați. L-am spart. Oh! Oh, shit! A căzut în curte aici. O să revenim când o să-l iau. Bun, am dărâmat tot pomul aici și acum o să încerc să îl... Drag! Hai! Perfect! Mai îl tragem de aici. Haide, mă! De ce nu merge? Nu știu de ce nu merge. Hai, mă! E de aici, s-a blocat aici. Aha, uite aici. Uite așa. Și acum... Am spart tot pomul și acum trebuie să-l tai. Și unde am pus toporul? Aha, aici. Revenim când îl fac bucățele. Terminat. Și uitați, am aici toate uneltele. Ce faci, Michi? Aici am făcut curat. Am aici toate uneltele. Cutter-ul, ciocanul, ferăstrăul, toporul e în magazie, mătura grebla, ca să facem curat. Dar acum, în episodul ăsta, o să-l închidem aici. Uitați, aici am făcut tot. Mâine o să mai facem crengile mai drepte. Și uitați, acum am văzut aici că sunt doi copaci mari dărâmați. Uitați, unul aici, unul aici. Uitați, mai sunt și pe acolo. Stați așa. Uitați, și acolo. Acolo mai e unul. Și o să... Am gonit câinii, am dat cu... Nu știu ce, cu piatră, în fine. Am dat acolo unii. Au fugit în partea aia, acolo. Uitați, acolo au fugit. Și am văzut acum copacii ăștia aici. Și mâine o să încercăm să-i luăm. Pe aici nu o să mă duc. Pe aici, dacă ies, merg așa și ajung la mine în curte. Dacă o iau așa pe stradă. Dacă o iau așa pe stradă, ajung la mine în curte. Dar nu vreau să mă plimb cu pomul după mine. Și plus că aici stă cineva. În fine, o să încercăm să-l dăm peste gard. O să punem ăsta de aici, fundul. O să-l punem aici pe gard sau pe partea aia. Da, e mai bine pe parte. Nu, aici. Uitați aici că sunt astea în doița așa și nu poate să se încurce. Îl punem cu fundul ăsta aici și o să sărim gardul și tragem. Tragem așa. Și să vedem. Uitați, acolo e o sfoară. Nu știu dacă o vedeți, uitați acolo, stați așa, să dau cu zoom. Uitați, fix unde arăt eu, sfoara aia neagră. O să iau și o să încerc să leg. O
să vedeți voi cum o să fac. Uitați, am aici și niște tuburi, în fine, am și uși. Dacă ne trebuie uși, și sigur o să ne trebuiască, dar astea au geamurile sparte. Eu le-am spart, nu știu de ce, în fine. Și să vedem, poate mai să luăm și din copacul ăsta mare niște crengi. Uitați și acolo crengi. În fine, vedem.